Mă numesc Sărdușniuc Igor, sunt elev în clasa 11 și de curând m-am făcut remarcabil prin invenția mea ITC Smart Shower, care reutilizează apa curată și cea uzată de până și după baie. Mânuiește cu iscusință trompeta, acordeonul, chitara și ionica. Este și un sportiv bun, dar nu despre asta e reportajul nostru. Vorbim despre același tânăr ambițios, dar care s-a făcut auzit și peste hotarele țării datorită invenției sale. Făcând duș acasă, am observat că prea mult aștept că apa se încălzește. Fiindcă eu locuiesc la primul nivel, dar ca să încerc să aflu la ultimul și până ajunge apa, mai ales dimineața la mine, trece mult ușor timp și această apă se duce în canalizare. Și deci eu m-am gândit să fac un proiect care să reutilizeze apa aceasta curată. Când conectăm jetul de apă la apă caldă, curge respectiv apă rece ceva timp, 10 minute, în dependență cum se află casanceria. Această apă se duce în canalizare, dar cu ajutorul invenției mele, apa, noi conectăm dispozitivul dat, plasăm temperatura care dorim să fie la apă, presupunem 45 de grade, este apă ok. Până să ajungă la temperatura de 45 de grade, apa se stochează într-un rezervor. Această apă este apă curată, fiindcă noi nu suntem în baie sau în duș. De aici este automat reutilizată, unde după necesitățile umane, după ce a ajuns la temperatura de 45 de grade, noi primim o notificare pe smartphone sau și sonoră de la acest dispozitiv. Noi intrăm în duș și primim deja duș cu apă caldă. Apa uzată se stochează în alt rezervor care pleacă la bacul de la WC și nu sunt pierderi de apă. Și pentru că trebuie să facă performanțe și la școală, Igor Sărdășniuc alege vacanța pentru a pune ideile în practică. E și cazul acestei invenții. A muncit 3 luni la ea. Rezultatul? Expoziții internaționale, InfoInvent și EuroInvent. InfoInvent a fost la noi, au participat peste 30 de țări, dintre care eu am luat medalia de aur. Respectiv am participat și la EuroInvent, care s-a desfășurat acum în mai în Iași. Acolo au participat peste 400 de inovații și invenții, din care eu am luat 5 medalii de aur. ITC Smart Shower nu este prima sa invenție, chiar dacă încă nu l-a pus în practică, aceste idei sunt apreciate de către specialiști. Eu sunt din Briceni. Când am trecut în coace să învăț în clasa 10, m-am făcut cunoscut cu un bun prieten acum, Dan. El mi-a fost un foarte bun mentor care și m-a pasionat să încep cu invențiile. Prima mea invenție a fost ITC Smart Room. Ea verifică nivelul de gaz nociv într-o cameră și apare. Și în caz că în cameră este prea mult, el îl dimine. În caz că apare este prea mult, ea închide ventilația ca să nu atragă înapoi în cameră gaze. Visează la un viitor acasă. În același timp, tânărul susține că aici nu are pistă de decolare. E limitat la manevre. Să fi fost la noi mai dezvoltat în Republica Moldova domeniul acesta, eu cu mare drag aș rămâne aici și aș continua studiul aici, dar, din păcate, la noi e cam greu cu așa ceva.